Am vrea în această dimineață să împărășesc cu dumneavoastră despre slujire. Ce ne împiedică să slujim? Ce împiedică slujirea noastră să fie acceptată? De ce de multe ori slujirea noastră parcă nu are efectul scontat? De ce de multe ori în slujirea noastră sunt foarte multe critici? De ce în slujirea noastră parcă nu-l mai simțim pe Domnul și doar slujim și uităm cui slujim? De ce slujirea noastră câteodată parcă face parte din noi și anume ne luăm identitatea din slujire? În funcție de ce facem, cât facem, cât de mult ne sacrificăm, parcă identitatea noastră ne o luăm din ceea ce slujim. Și uităm de multe ori că suntem doar niște instrumente în mâna Domnului. Și această dimineață vreau să privim la fiecare unde slujim, pentru că fiecare slujim într-un anumit domeniu, într-un anumit context, oameni care sunt în jurul nostru. Fie că ești aici la biserică, indiferent pe ce, pe ce funcție, tot slujire este. Fie că ești acasă și slujești, că ești soț, că e soție, fie că ești la servici. În toate acestea, dragii mei, contează inima noastră. Dar sunt câteva aspecte pe care în această dimineață aș vrea să le trecem așa în vedere. Sunt patru mari dușmani ai noștri în slujirea pe care noi o facem controlul, aroganța, presupozițiile și indiferența. Aceste patru mari, acești patru mari dușmani de multe ori pun amprenta pe sujirea noastră. Și îmi vrea, dragii mei, să privim la Cuvântul lui Dumnezeu care ne învață de ce să nu facem anumite lucruri ne învață care ar trebui să fie atitudinea noastră. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. În dragoste slujiți-vă unul pe altul. Noi am fost chemați la libertate și suntem liberi. El ne-a dat această libertate. Pentru că fiecare dintre noi suntem liberi, este păcat să-l controlezi pe fratele tău. Prin orice mijloc. Și anume felul în care tu vrei să slujești, a trebui să fii onest, cinstit și să fii transparent. Dar ca să fii onest și cinstit, trebuie să ai o inimă onestă și cinstită. Ca să ai o inimă onestă și cinstită și transparentă, adică să n-ai nimic de ascuns, înseamnă că trebuie să știi cine ești. Și trebuie să ai o anumită identitate pe care doar Hristos ți-o dă. Controlul mai face ceva. Caracterul ascuns Duce la izolare, nu la reușită. Putem să părem de multe ori ceva astăzi, aici, la biserică. Putem să părem ceva, poate, înainte să ne căsătorim. Putem să părem ceva la servici, dar cu toate acestea, dacă mergem acasă și undeva în intimitatea noastră cu Dumnezeu, avem un caracter ascuns. Și bineînțeles că suntem foarte suspicioși la fiecare persoană care se apropie de noi. Atunci acest caracter ascuns care duce la izolare începe ca să nu îți plac că să lucrezi în echipă. Și nu-ți place să lucrezi în echipă. Pentru că s-ar putea unul din cei din echipa ta să scoată la suprafață acel caracter ascuns. Și să putea să scoată la suprafață niște lucruri care ai vrea să le ții acolo dosite. Și din păcate se întâmplă și în căznicii aspectul acesta. Mulți intră în căznicii cu un caracter ascuns, cu lucruri ascunse în viața lor. Și celălalt parcă nu-și dă seama de ce parcă totuși este o răceală între noi am crezut că ne iubim, am crezut că suntem în Domnul, totuși ceva între noi este. Un caracter ascuns, dragii mei, duce întotdeauna la izolare. Și e clar, nu are cum slujirea să aibă succes. Cu adevărat să ai succes. fă -le cunoscut, Doamnelor, cine ești și ce crezi. De prea multe ori înghițim și acolo în cuvântul de Dumnezeu spune, îngăduiți-vă unii pe alții, nu înghițiți unii de la alții. Și de multe ori avem expresia aceasta, a, păi nu pot să spun, nu cumva să se supere. A, nu cumva să spun ca, știu eu, nu cumva să schimbe părerea. Despre cine e vorba? Despre noi sau despre celălalt? Și de ce mai multe ori este vorba despre noi, de fapt. Pentru că noi nu suntem sinceri cu noi. Și ne este greu să facem de cunoscut oamenilor, ăsta sunt. Mai mult decât vezi, nu este. Ceea ce spun, asta o am și în inimă. Cam luptele mele, cam slăbiciunile mele, vreau să spun și ce cred despre un anumit subiect. Pentru că din păcate tăcem atunci când să povestește un anumit subiect și ducem părerile noastre în altă parte, în alt context, în alt grup. Ceea ce se numește bârfă, ca e păcat. Că tu vrei ca slujirea ta să fie sănătoasă, vrei să reușești în slujirea ta, nu mai controla pe oameni. Pentru că între lider și șef e mare diferență. Când a venit Domnul Isus, El nu a început să-i controleze pe ucenici. El a început să îi ghideze. Eu am să vă trimit un mângâietor, spune Domnul Isus. El are să vă călăuzească. Și anume este alegerea voastră. Te lași călăuzit, e o alegere. Nu este o impunere. Iisus nu a venit să impună nimănui absolut nimic. Dar a venit și ne-a spus cine este El și ce crede El despre noi. A fost foarte clar. Ne-a spus clar, El este Fiul lui Dumnezeu. Punct. Ce crede despre noi, sunteți păcătoși și aveți nevoie de mine. Nu a venit cu o altă fațetă. Nu a venit cu o manipulare nici de cum a venit cu un caracter onest, cinstit, pentru că el a dorit ca oamenii să realizeze că au nevoie de el. Un al doilea mare dușman este aroganța. Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, spune Apostolul Pavel în cartea sa către romanii să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Ceea înseamnă că tu poți și trebuie să ai o părere despre tine. Pentru că tu trebuie să știi cine ești, tu trebuie să știi ce poți să faci, ce poți să realizezi. Și în antiteză, Apostolul Pavel spune, ci fiți modești în gândirea voastră. Fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de chedință pe care i-a dat Dumnezeu. S-ar putea să vrei să faci un lucru pe care îl invidezi pe cel de lângă tine, dar Dumnezeu nu te-a chemat la asta. S-ar putea să vrei să devii ceva ce-l vezi pe cel de lângă tine că este, Dumnezeu nu te-a chemat la asta. Locul cel mai potrivit este locul acolo unde te vrea Dumnezeu, nu unde te vrei tu. Și atunci aroganța este că ceea ce cred și simt ceilalți, pe mine nu contează. Eu sunt șef. Eu sunt lider. Cred că sunt lider. Dar de fapt, prin aroganța mea, nu mă interesează părerea voastră. Și asta este o atitudine greșită. Mă gândeam de multe ori la întrebarea pe care a spus Domnul Iisus cine zic oamenii că sunt eu? Care este părerea oamenilor despre mine? Și este foarte interesant cum ucenicii au început să spună părerile oamenilor. Și au început să dea tot felul de idei cam ce zic oamenii. Dar de fapt ideea de bază era, vreau să spuneți, cine credeți voi că sunt eu? Voi sunteți membrii echipei mele, vreau să văd ceea ce simțiți voi despre mine. Pentru că părerea voastră contează foarte mult. Pentru că dacă voi aveți o părere greșită despre mine, va trebui să o corectez. Nu pentru că eu sunt problema și ce ar putea să fi perceput greșit ceea ce am zis. Și atunci se ridică Apostolul Petru și spune, fără nici o îndoială, fără nici o îndoială, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. L-a contrazis pe Domnul Iisus? Nu. Dragii mei, s-ar putea să spunem anumite cuvinte uneori și să se înțeleagă greșit. Întrebați pe cei de lângă voi, Contează părerea celorlalți. Vezi ce au înțeles alții despre felul în care tu ai zis, ai acționat, contează foarte mult. În comunicare să se numește feedback și anume un răspuns de la cei cărora le-ai spus ceva. De fiecare dată când când plec dintr-o anumită biserică sau plec atunci când am, am, avut o întâlnire cu familiile, după două, trei zile iau legătura cu pastorul de acolo sau persoană de legătură și întreb, cum a fost? Ce au înțeles oamenii? Trebuie ceva schimbat? Pentru că noi suntem în sujirea noastră, este vorba despre El, despre Domnul, nu despre noi. Și atunci, de fiecare dată, noi, ca oameni, putem să ne îmbunătățim, putem să schimbăm, putem să transformăm ceva din viața noastră. Eu cunosc toate răspunsurile. Este o atitudine arogantă. Eram undeva la o, la o altă biserică și oamenii, la început, au zis, puneți întrebări. Că fratele ora o să răspundă la toate întrebările. Deci <laughs> am luat de microfonul și am zis pare bine de părerea înaltă care are despre mine, dar nu, că nu stau chiar așa. Pentru că nu știu toate răspunsurile. S-ar <laughs> putea să împărtășim, s-ar putea să vă spun ceva, dar la unele s-ar putea să vă spun, nu știu. Pentru că nu ai de unde să cunoști o, dacă vrei să controlezi, să să manipulezi, tot timpul ai un răspuns. Dacă nu l ai în inima ta pe Hristos că tu de fapt ești sub autoritatea Lui, o, poți să ai răspuns la orice. Spunea cineva, nu mă interesează politica deloc, nu cită nimic despre politică, dar de asta nu mă oprește să nu am o părere. Adică pot să am un răspuns liniștit despre oricine, despre orice. Dar în slujirea noastră, ca și copia lui Dumnezeu, aroganța nu are ce să caute. Pentru că atunci când ești arogant, începi și fur din slava, cinstea, gloria pe care am o Ovidiu a lui Hristos. Și el spune clar, eu nu mi împar slava cu nimeni, gloria, nu împar cu nimeni. Pentru că nimeni nu a făcut ce am făcut eu pentru voi. Relațiile se întăresc atunci când îi asculți, îi iubești și spasă de oameni. Atunci când asculți, iubești și îți pasă. Domnul Isus, ca să vadă nevoile oamenilor, a umblat cu ei. Domnul Isus, ca să rezolve nevoile oamenilor, a vorbit cu Dumnezeu. Dragii mei, îmi spunea un frate mai în vârstă, când am început să, să fiu pastor, și își dragul să nu uiți un lucru, că un păstor trebuie să miroase a oaie. Și ai lucru cel mai minunat pe care l-a făcut Domnul Isus. A venit și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. A venit ca să locuiască împreună cu noi, a venit să mă cunoască și a venit ca noi să-L cunoaștem pe El. Și El de când a umblat pe pământul acesta, începea să mijlocească pentru mine și pentru voi. Rugăciunea Domnului Iisus din Nea 17 este superbă. Pentru că în rugăciunea aceea, Iisus se ruga pentru noi cei care nici nu existam pe atunci se ruga pentru cei care vor crede prin aceștia, prin ucenici. Și el de pe atunci m-a avut pe mine în vedere și v-a avut pe dumneavoastră în vedere. Relațiile se întăresc, dragii mei, atunci când vreți să-l asculți pe om, când îți faci timp pentru el. Și din păcate trăim niște vremuri în care nu mai facem timp unii pentru alții. Nu mai facem timp să ne ascultăm, nu mai facem timp să ne auzim, să ne vedem inimile. Pentru că trecem toți prin tot felul de încercări, suntem toți trecuți prin anumite contexte în care suntem bulversați. Și de câțiva ani, ușor, ușor, începe să se dezvolte o latură firească individualism, egoism. De foarte multe ori este vorba doar despre mine. Dar vreau în dimineața aceasta să luăm exemplu Domnului Iisus. Este vorba despre El, dar în inima Lui era vorba despre oameni. Îi plăcea să stea împreună cu oamenii, în mijlocul oamenilor. Cât de păcătoși ar fi? Și el a spus, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, și cel bolnav. Dacă aveți acasă vă o Biblie în care cuvintele Domnului Iisus sunt scrise cu roșu și eu le spun la una, citiți Biblia roșie. Să citiți doar expresiile care vin doar de la Domnul Iisus. Pentru că Isus se află de foarte multe ori într-un context în care noi niciodată nu ne-am duce cu cei mai păcătoși oameni, cu pleava societății. Noi nu ne-am duce acolo, pentru că nu cumva să ne murdărim, nu cumva să ne murdărim. Dar Iisus ne-a chemat și să -ți merge și provodiți Evanghelia la orice făptură, la orice făptură. Atunci, vorbim despre al treilea mare dușman, presupozițiile. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își atrage rușinea. Cred că v-ați întâlnit cu astfel de oameni care n-au timp să vă asculte. Și începe poate că o jumătate de, de, frază și deja intervine că știe ce vei să zici. Și imediat îți spune imediat și soluția. Și tu stai așa puțin, Păi nu am spus ce am avut de spus. Nu, nu, contează. Știu ce vei să zici. Pentru că știu cine ești. Și imediat, de fapt, știu și ce în spatele ce vei să zici. Și dintr-o dată suntem cititori de gânduri. Dar nu facem altceva decât îi îndepărtăm pe cei de lângă noi. Pentru că nu mă interesează părerea ta... Pentru că nu mă interesează ce vei să spui, pentru că ceea ce vrei tu să spui deja oricum este deja foarte uh, jos de nivelul meu. Cine răspunde fără să fie ascultat. Dragii mei, este atât de important să ne luăm timp să ascultăm. Vin oameni în cabinet care nimic nu le trebuie altceva decât cineva să-i asculte. Și vorbesc ore întregi. Și stau acolo și mă uit la ei. Și începe și toarnă. Și după cinci ore și oh, așa de repede trecut. <laughs> Pentru tine. Oamenii au nevoie să fie auziți. Și nu auziți, doar auziți. Ascultați. Credeți că Iisus, toate rugăciunile care s-au înălțat astăzi aici, le-au adunat așa într-un și au zis, hai că vă știu rugăciunile de ani de zile, și l au aruncat undeva și au zis, lasă că vedem mai încolo? Nici de cum. Nici de cum. Lui pasă de fiecare răsuflare a omului meu din interior. El nu doar aude, el și ascultă Dragii mei, că trăim într-o vreme în care oamenii au nevoie să fie ascultați mai mult decât oricând. Trăim o vreme în care persoanele cu problemele psihice, debili mentali, demenție și așa mai departe, s-au înmulțit fantastic de mult. Tot mai mult oameni care își pierd mințile. Știi de ce? Până că vorbesc singuri. Că nu are cine să-i asculte. Și atât de minunat a creat Domnul Isus acest, acest organism viu care se numește Biserica, încât dincolo de părtășia frățiască, de rugăciuni, de cuvânt, de cântare. Cuvântul Domnului spune că ei stăruiau în această părtășie frățească. Atât de mult de bine le făcea pe vremea aceea. Și ei chiar stăruiau. Și o, o trebuie să consemneze acolo cuvântul Lui Dumnezeu. Ei stăruiau că se întâlneau unul cu celălalt. Și se ascultau reciproc. E atât de sănătos. Și spuneam fraților, dragilor, mergeți și vizitați-vă unii pe alții. Mergeți, vizitați-vă unii pe alții. Vorbiți unul cu celălalt. Să vă ascultați inimile, că atât de mult contează lucrul acesta. Dincolo de aspectul că începi și tragi rușinea, cât de multe ori o dai în bară, dacă n-a până la capăt, și atunci ce se întâmplă? îți pierzi credibilitatea. Nu mai ai credibilitate. Ne facem prea des vinovați, făcând presupuneri despre oameni, etichetându-i. Și lucru cel mai grav pe care noi putem să facem este să pui o etichetă pe un om. Dacă ai pus etichetă pe omul acela, și alții o văd. Și alții o văd și mă fac vinovat că doar mă o persoană și din două, trei gesturi, din două, trei cuvinte, încerc să dau seama cine este. Și am pus eticheta și nu mă mai interesează inima persoanei respective. Nu mă mai interesează cine este ea ca persoană. Și să mă gândesc oare de ce a ales Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său să moară pentru această persoană. De multe ori în inima noastră sunt persoane pentru care a meritat și nu a meritat. Dar uităm de noi să ne punem în balanță. Uităm să ne punem și pe noi în aceeași balanță. Pentru că noi cântărim diferit pe alții față de cum ne cântărim pe noi. Ce ar fi să stau eu acolo, în intimitatea mea cu Domnul, să întreb, Doamne, oare. Chiar am meritat sângele tău? Oare de ce am zis că celălalt nu a meritat și eu am meritat? De fapt, nici unul, nici celălalt n-a avut niciun merit. Nici unul nu a meritat. Pentru că nimic bun nu locuiește în mine. Nu are cum ca Domnul să vină în mod special pentru tine, a făcut asta, că meriți. Nu, n-a meritat niciunul nu a meritat niciunul. Și da, dragii mei, faceți-vă timp să-i ascultați pe oameni fără să-i puneți etichetă. Fără să le puneți etichetă. Fără să te uiți la el că au avut un anumit trecut sau are o arecare profesie sau rasă, gen, credință, că vine din partea, din oarecare parte a, a, de țară sau de glob. Suntem atât de buni în a cataloga imediat oamenii. Ce-ar fi să începem să vedem pe oameni prin ochii cerului? Fără să privesc la trecutul cuiva. Zilele trecute am fost la un centru la un centru de plasament unde erau vreo 10-15 copii și responsabil de centru spunea cu o mare durere în inimă și o zi ducem pe copiii ăștia la anumită biserică și acolo copiii ăștia care oricum sunt, spunea el, bătuți de soartă și acolo oamenii din biserică îi îndepărtează a, voi sunteți de la casa de copii, și o pus etichetă, nimic bun nu iasă de acolo Și o pus etichetă Cum se poate dezvolta acel copil? Cum poate să crească acel copil? Că toți oamenii îi spun, tu ești de acolo Tu ești de acolo, nu o să iasă oricum nimic bun A, tu nu știi să Și atunci nu ești bun de nimic toți ne plângem, dar nimeni nu face nimic. Vrem ca acești copii să fie implicați în societate, dar nu-i acceptă nimeni. De ce? Pentru că suntem aroganți și imediat etichetăm pe oamenii din jurul nostru. Cu cât nu facem lucrul acesta, cu atât se va schimba fața societății noastre. Pentru că Biblia spune că fericirea cetății, de ce depinde? De ce președinte o să vină anul ăsta? De ce primar de parte financiară? De ce depinde? De noi! De noi! Fericirea cetății, bunăstarea cetății depinde de noi! Este foarte ușor să aruncă responsabilitatea acolo la primărie. Foarte ușor și la Consiliu. Dar Dumnezeu aruncă responsabilitatea aici, la noi. Și o să zic, fiți atenți. Pentru că fericirea cetății depinde de voi. Judecata asta înceapă tot de aici. Pentru că Dumnezeu are pretenție de la noi. Nu de la cei din afară. De la noi. Presupunând, vom pierde din vedere cine este acea persoană și care sunt nevoile. Nu mai ai timp. Doar că știi că vine de acolo, nici măcar nu te mai interesează cine este el ca om. Nici măcar nu contează abilitățile acelei persoane. Pentru că în fiecare persoană Dumnezeu și-a pus valoarea. Nici o persoană, indiferent de unde vine, nu este mai puțin importantă pentru Dumnezeu decât cealaltă. Și noi facem uh, diferențe la culoarea feții? De ce, de ce mă uitam la, la frații cei doi care sunt negri și ziceam la Ovidiu, mi drag, și că mă duceam în Africa, mi drag se văd, văd pe, negri cum, cum, se bucură și laudă pe Domnul Isus. Și am wow, ce frumos! Și m-am gândit, dacă eu ar fi să trăiesc acolo, cu fața asta, m-ar plăjuli, dar aș putea să acolo. Și zis, ce frumos că Dumnezeu a așezat pentru fiecare în parte într-un anumit loc. Dar în fiecare dintre noi bate o inimă și sângele este la fel. Sângele este la fel. Ce frumos să-i vezi pe cel de lângă tine, prin ochii cerului. Și indiferent cine este el, să te intereseze nevoile lui. Să te intereseze nevoile lui. Dar, cum am spus anterior, trăim o vreme a individualismului a egoismului. Și mulți deja merg către un narcisism extraordinar. Dragii mei, e momentul să spunem, Doamne Iisuse, folosește-mă pe mine. Folosește-mă pe mine, Doamne, în slujirea mea. Vreau să mă folosești, vreau să-i ascult, vreau să-i văd pe oameni, vreau să identific nevoile din inima acelei persoane. Pentru că la aceasta ați fost chemați. Doamne, vreau să fie o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Nu ai cum dacă nu îl asculți. Un ultim mare dușman este indiferența. Dar invitațiile lor dau nicio atenție și au plecat. Cunoașteți pilda aceasta? Eu chemat, haideți la, haideți la petrecere! A, nicio, Unul la ogorul lui, la altul lui. Fiecare este pentru el. Nu mai contează și să rămânem atât de reci la necazul altuia, chiar și la bucuria altuia. Știți de ce? Nu ne mai putem bucura cu cel ce se bucură, pentru că suntem invidioși. De ce se bucură? Și invidia aceasta ne duce către indiferență. Și devenim reci. <fie> Pentru că îi nu mă interesează ce gândesc sau ce dorești, totul este să vă vadă despre mine. Eu îmi cunosc nevoile mele. O, tu binecuvântat. A, crezi că te-a binecuvântat, Domnul? Dar pe tine de ce te bine binecuvântat și pe mine nu? când am venit cu scumpa mea soție și Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o de cancer. Prea mulți frați au venit și au zis, de ce tu Domnul pe tine și pe XYZ, Z l ta acasă? De ce? Cine te crezi tu? Și Domnul suveran. Domnul e suveran. Domnul este în control la tot ceea ce se întâmplă aici. Dar nu ar trebui să ne pese de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Indiferența este o altă formă de egoism. Pentru că de fiecare dată această indiferență este amestecată cu, cu invidie. Și atunci, cum o uit la tine și văd că ai un pic mai mult decât am eu, și nu mă refer neapărat la parte materială. Unii sunt invidioși ca și pe relații. Când văd un soș, o soție că un picule să înțeleg bine, mi-a cineva că te văd de pe tine cu soția ta, sunt niște ipocriți, știu eu ce aveți acasă. Este, îi pe genul ăsta de oameni. Pentru că sunt niște, ferici, niște nefericiți extraordinari. Care întotdeauna sunt suspicioși cu ceea ce se vede la celălalt. A, zice el asta, dar nu-i chiar așa. Crede că poate să mă oferească pe mine? Și atunci vin acele presupoziții, împărnă cu indiferența și ne izolăm, dragii mei și ne autoizolăm. Și după aceea, în momentul ăsta cu Domnul, Doamne, mă simt așa singur. Doamne, fă ceva cu viața mea. Doamne, ce se întâmplă? Doamne, vreau niște prieteni. Ți-am dat de ai respins. Ți-am dat frați, dar ai respins prin atitudinea ta. Apreciază viețile altora mai mult decât a ta. Cuvântul Domnului spune să-i priviți pe cel de lângă voi cum? Mai presus de noi înșine. Ne este greu să mai facem un compliment. Mi este greu să vă la un prieten, la un bărbat care mă întâlnesc, pe aici ce sacou frumos ai. Dar nu mă gândesc, bă, de unde l-am sacou ăsta? Îmi este greu să apreciez ceva la el, să apreciez, băi ce idee grozavă ai avut. Păi nu, că dacă îi spun așa, deja eu mă simt smerit și umil. Toate lucrurile acestea vin dintr-o inimă nevindecată. Toate lucrurile acestea pe care noi le facem, inconștienți, dragii mei, de foarte multe ori, vin din faptul că nu vreau să te apreciez pe tine ca nu cumva eu să mă simt jos. Apreciază viața altuia. Apreciază viața altuia. Mai mult decât a ta. Cine își dă viața pentru prietenul lui, ce face? Nu există un act mai grozav, mai bun, mai plin de dragoste și de ruire, decât să-ți dai viața pentru aproape tău. Câți dintre noi facem asta? Câți dintre noi, întâlnirile noastre, să mă gândesc la mine locul doi? Am învățat de la tatăl meu o expresie. Știi, când ești tânăr, pa, poți să fii tot sus acolo și o să zici, ce? ai o atitudine de păduche, tot în vârful capului vrei să fii. Și mi-a rămas expresia aia în minte acolo. Și am zis, Doamne, nu vreau așa ceva. Nu vreau așa ceva. Mulți, asta e atitudinea noastră. Cum să fac să fiu un pic mai sus decât celălalt? Cum să fac, mai ales dacă pot, să-l umilesc un pic pe celălalt, ca eu să mă ridic deasupra lui. Și Domnul Iisus le spune și ucenicilor care se certau pe drum, care să fie mai sus. Și o zic, dragii mei, ascultați-mă aici, vreți să fiți mari în împărăția mea? să fiți să slujiți la toți. Și ucenicii nu au luat în seamă învățătura Domnului Iisus. Și nu trece mult și vine praznicul Paștelor. Și ceva ce face Domnul Iisus? Hai să vă zic ce înseamnă să fii cel mai mare împărăție. Ce vrei să zici cu asta? Și-a luat un ștergar și-a început să spele picioarele. La toți. Inclusiv la Iuda. Și-a început să spele picioarele. Și-a zis, asta înseamnă să fii mare în împărăția mea. Să fii gata să slujești. Și să pui viața ta pe locul 2. Ne este greu de multe ori să cântăm la vioara a doua, așa cum este în orchestră. Nu sunt atât de multe rânduri pentru vioara întâi, să știți. Rândurile sunt numărate. Dar să știți că Dumnezeu binecuvintează și rândul doi. Dumnezeu binecuvintează și rândul doi. Și de fapt de multe ori binecuvintează mai mult decât cel din față. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Roman 12 cu 10 l-am traduzit din o traducere din limba engleză care mi s-a părut extraordinar de, de aproape de, de, cuvântul lui Dumnezeu și anume spunea luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. Luați-vă la întrecere pentru respectul pe care să vi-l acordați reciproc. Ce să fac eu astăzi ca să-i spun celui de lângă mine un cuvânt? Să am o atitudine față de cel de lângă mine și el să simtă înviorat. Să spună mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Într-o zi mă uitam pe, pe telefon și. Nu știu cum am sunat o anumită persoană. Nu mai vorbisem de ani de zile cu persoana asta. Și nu știu cum s-a format numărul respectiv. Până să apuc să închid, deja eu intrat apelul. După vreo oră, două, mă sună. Și zvai. mulțumesc frumos că m-ai sunat. Și am zis, pare rău, nu pot. Te-am sunat din greșeală și nu a fost greșeală. Am zis, cum așa? În momentul ăla mă certam cu soția mea foarte, foarte, foarte rău. Și când am văzut numele tău acolo pe telefon, totul s-a închis. Totul s-a terminat. Și am început să ne împăcam Dragii mei, mai sunați din greșeală pe unii și pe alții și spuneți o vorbă bună. Mai transmite un mesaj unei anumite persoane la toți cei care, care cânt aici, trimiteți un mesaj. Am fost binecuvântat de închinarea voastră în dimineața aceasta. La fatele Ovidiu, la păstor, la cei care slujează din când în când, la ușier, la cei de la parcare, trimiteți-le un mesaj. Suntem binecuvântați de slujirea voastră. Soților, să-i mulțumiți soțiilor voastre. Mulțumesc pentru tine, când nu exista soție, ca altă soție în afară de tine, să îngăduie toate capriciile mele. Și invers, soțiilor, soților. Dar am fost chemat să fim o binecuvântare. Și în sujirea noastră, oriunde am avea această sujire, oriunde am avea această sujire, la orice nivel, la orice uh, ierarhie ne vom afla, să vedem pe oameni prin ochii cerului. Și dacă vrem ca sujirea noastră să fie cu adevărat binecuvântată, nu uitați, dragii mei, controlul, aroganța, presupozițiile și indiferența nu au ce căuta în caracterul nostru. Nu au ce căuta în sujirea noastră. Și astăzi ne rugăm, Doamne Iisuse, dacă am unul din aștia patru sau dacă am puțin din unul din aștia patru, Doamne, te rog, asta să scoți afară. Pentru că vreau să am o slujire ca a ta. Vreau să am o sujire ca a ta. Și toată slujirea mea să fie pentru glorificarea numelui tău. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare și să ne ajute să slujim cum a slujit Domnul Isus. Amin.